Nemulțumirea este generală. Fermierii bulgari sunt primii care încep protestele și au blocat în această după-amiază punctele de frontieră cu România. La Ruse, agricultorii bulgari care cultivă grâu, floarea soarelui și porumb au cerut ca Ucraina să nu-și mai vândă grânele în Uniune, ci doar să tranziteze țările europene către alte destinații. We have no market to sell our product to. There's no trade here. The Ukraine import is interfering with our work. The Ukrainian grain is very cheap and it's not meant for our market. It's meant for the African market, the Middle Eastern market. That's the European directives. But it stays on Romanian, on Bulgarian market, on Polish market. Traficul în Vama Ruse a fost extrem de aglomerat, așa că au crescut timpii de așteptare. Timp de aproape o oră, fermierii bulgari au blocat traficul pe sensul de intrare, dar și pe cel de ieșire din Vama Ruse, mergând încet cu tractoarele. Fermierii români arată într-o scrisoare deschisă trimisă guvernului că România a pierdut 3 miliarde de euro din cauza priorității și avantajelor pe care grânele ucrainene le-au primit pe piața europeană. Ei au cerut un ajutor de stat și au mers și la Bruxelles să-și ceară drepturile. Anul trecut, în campanie, prețul grâului era 1600-1700 de lei tona, iar acum se apropie de 1000 de lei pe tonă. Prețurile au coborât dramatic, cheltuielile cu producția au crescut din cauza costurilor cu carburanții. Ministrul Agriculturii anunță că în afară de cele 10 milioane de euro date de Bruxelles, agricultorii români vor primi bani de la guvern. La cele 10 milioane, mai punem încă 10 milioane de sprijinul acesta, vor beneficia doar fermierii care au cultivat și au cereale în stoc. Nu vor beneficia cei care se ocupă de activitatea de comerț. Liderii României, Poloniei și Bulgariei au solicitat Bruxellesului să îndrepte situația. My jesteśmy gotowi pomagać brać to zboże i wywozić do Afryki. Proszę bardzo. Ale my nie zgadzaliśmy się na to i nie zgadzamy, aby to zboże трафяло на рынок польский, на рынок румынский. Заедно с лидерите на Полша, Унгария, Чехия, Румъния, ние настояваме за спешно регулиране на този въпрос. Комисия Европейна акордат 56 de milioane de euro țărilor care ajută Ucraina să-și vândă marfa. Polonia primește 30 de milioane, Bulgaria 16, iar România 10 milioane de euro. Însă a promis că va reevalua situația.